Am discutat pe dimensiunea parlamentară, pe dimensiunea integrării europene, unde România, în primul rând pentru Moldova, este un predecesor care a parcurs traseul integrării europene și noi, în Moldova, trebuie să profităm, am vrea să profităm de această experiență. Acest proces de integrare europeană presupune adoptarea de legislație conformă cu normele Uniunii Europene. Legile în diferitele domenii economice, în domeniul infrastructurii, în domeniul energiei, în domeniul agriculturii, transporturilor, legislația asta trebuie adoptată de Parlamentul European, ori noi putem să-i ajutăm pe colegii moldoveni să ardă etapele, să sară peste anii foarte laborioși de eforturi. În acest sens, va fi creată o comisie interparlamentară de integrare europeană cu o paritate de reprezentanți care vor consulta legile moldovenești. Parlamentele României și al Republicii Moldova au semnat un acord de colaborare în 2010. Potrivit lui Titus Corlețean, în această săptămână, Senatul României va ratifica acordul privind ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Moldova.